Bun găsit, prieteni! Fotbalul este un sport care, din fericire, îți permite să o iei de la capăt din 3 în 3 zile. Și CS Universitatea Craiova, după eliminarea rușinoasă din Conference League, revine la campionat. Îi văd pe cei din galerie grupați acolo în dreptul intrărilor, pregătit probabil un fel de protest. Surpriza din echipa lui Laurențiu Reghecamp, aflat la primul său meci în campionat pe banca universității, este titularizarea lui Ionuț Vână, abia venit de la FCSB. În poartă este Lazar, preferatul lui Reghecamp, în câmp Vlădoiu, Bălașa, Marius Constantin și Bancu în apărare. Vână, Nistor și Mateiu la mijlocul terenului, Bayram, Gustavo și Elvir Colici în atac. Lipsesc Conte, Pap și Ivan, care sunt accidentați, iar Găman nu a prins lotul. S-ar putea ca și în cazul veteranului stopper să fie vorba de o accidentare. Avem o brigadă cu Horațiu Feș, de arbitru cu Horațiu Feșnic la centru, asistat de Valentin Avram și Alexandru Cerei. De partea cealaltă, Botoșanul îi are în primul 11 pe jucătorii întorși de la Olimpiadă, Kindri și Florescu. În poartă este Pap, apărători sunt Braun, Racovițan, Șeroni și Țigănașu. Kindri joacă la închidere alături de Malcolm, Enrico Papa, Ogenda și Florescu în spatele lui Roman, cel care a adus victoria de etapa trecută de la Voluntari. Un antrenor care a reușit două calificări consecutive cu această echipă, nu neapărat modestă, dar echilibrată ca buget, în play-off. De faptul că patronul Rotaru ar negocia revenirea lui Mitriță la echipă. Este o șansă, o centrare și reluare din plonjon al lui Colici, peste bară. Moldovene. Refuză să iasă cu minge lungă. A fost supus unui asemenea linșaj mediatic încât o vreme a plecat din România, a jucat în Republica Moldova. Pasă spre Gustavo! Gustavo! Ideea n-a fost rea. Pe colțul lung se putea înscrie. Țigănașu trece foarte ușor de Vână. Centrare șutată, Roman! Reia din plonjon! Ocazie pentru Botoșeneni, acesta este Florescu, dar Roman este cel care a dat la poartă, pe care croitorul l-a convins cu greu să nu se retragă la finalul sezonului precedent. Rămâne un fotbalist extraordinar de important. Apropo, am văzut o știre astăzi, Hamidou Keita a fost pentru poziția pe care o ocupă acolo în fața defensivei, riscă uneori cam mult. O deschidere spre Gustavo, în duel cu Șeroni, Gustavo îl întoarce pe Șeroni și înscrie! 1-0 Craiova, minutul 40, gol marcat de Gustavo. Ultimul gol pentru Craiova, tot împotriva Botoșanului, iată-l punctând și acum în poarta lui Pap. Ceva n-a funcționat în apărarea Botoșanului, Țigănașu nu era pe poziție, Șeroni n-a avut dublaj. Iar Gustavo reușește o execuție foarte frumoasă. Kindri și Florescu abia au revenit de la Olimpiadă. Malcolm, Florescu, Roman, Malcolm, Ogenda, gol! Fază superbă a Botoșanului și Ervin Ogenda restabilește egalitatea minutul 49. Super acțiune reușită de moldoveni. Super fază. Ogenda a încercat să plece de la Botoșani, s-a dus la Chievo, nu s-a adaptat. Vlădoiu trebuia să fie mai hotărât, a ajuns târziu.
pe o zonă părăsită de stoper care fusese atrași spre marginea. Luptă liberă pe care o execută Roman, centrarea n-arată rău, balon deviat spre Enrico Papa, gol din foarfecă. Enrico Papa dă un gol de campion. 2-1 pentru Botoșan din minutul 53. Foarfecă pe spate. Enrico Papa după o deviere a lui Scheroni. Uluitoare răsturnare de situație aici la Craiova. Reușește Enrico Papa. El a înscris și în singura victorie a Botoșanului obținută vreodată pe terenul Craiovei în campionatul trecut. Kindriș este cel care a trimis acolo. Mi-e teamă că și Lazar are partea lui de vină. Sigur e foarfecă, dar îl prinde oarecum pe contrapied, dar s-a văzut din gestul lui Papa că va urma acea parte. Balon care sare spre Gustavo! Gustavo! Trece de Pap, dar nu reușește să trimită pe spațiul porții. Pentru Gustavo, din acest ricoșeu norocos, mingea sare la Gustavo, care driblează bine și de aici nu reușește. El este stângaci. De fel, probabil că acesta este motivul, atunci dea cu dreptul. Respins Creciu, interceptează perfect Racovițan. Sila, Florescu, este în offside Brown. Trebuie să-ți lase mingea, n-o face. Offside evident în care se afla Christopher Brown. La ce jucător cu experiență este, face uneori niște erori de începător. Nistor. Excelentă pasa lui Fedele pentru Ofosu. Gustavo! Gustavo! Ce paradă are Pap! O minge pe care scria gol. A plutit Pap pe colțul zidului și a respins de lângă bară. Fantastic! Sabotură pe de cornerul. Pap, încurajat de reușită, prinde sigur centrarea lui Nistor. Excepțional. Mână tare. În mod normal acolo, dacă nu ții mâna cum trebuie, balonul ricoșează în șolduri. 6 minute trebuie să mai reziste Botoșanul pentru 3 puncte absolut neașteptate. Brown nu reușește să intervină. Ofosu prea tare, n-ajunge Colici. Sprintează Gustavo și păstrează posesia. Vlădoiu ne așteaptă un final de meci extraordinar de încins. Nistor. Centrează Vlădoiu, Colici! Paradă fabuloasă! Din nou a lui Pap, care respinge în bară. Iar apoi Ofosu joacă periculos în fața lui Kindriș. Se pregătește să intre Patache. Centrare superbă, loftură de cap perfectă a lui Colici. Recuperează Gustavo, care vrea lovitura liberă, nu o primește. Și iată-l pe Malcolm, văzându-l ieșit pe Lazar. Cred că s-a terminat. Își privește cronometrul Feșnic și fluieră. Rezultat absolut neașteptat. Condusă la pauză cu 1-0. Botoșanul se impune 2-1. Grație a două goluri fabuloase marcate de Ogenda și de Enrico Papa. Într-un început de repriză în care Craiova a fost într-un blackout total.